Bună ziua, dragi elevi. Bine ați venit la o nouă lecție de informatică în cadrul programului Teleșcoală. Program realizat în parteneriat cu Televiziunea Română și Ministerul Educației și Cercetării. Numele meu este Corina Elena Vinț și sunt profesor la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București și astăzi vom discuta despre subprograme. Subprograme implementate în limbajele de programare C++ respectiv limbajul de programare C. De deci ce am avea nevoie de subprograme? Deoarece acesta reprezintă un ansamblu alcătuit din declarări și instrucțiuni scrise în vederea unei anumite prelucrări. Acest ansamblu este implementat separat și este identificat printr-un nume. În structura unui program, subprogramele sunt elemente care se asamblează în mod corespunzător implementării algoritmului de rezolvare a unei probleme. Avantaje ale utilizării subprogramelor. Reutilizarea codului. Un subprogram poate fi utilizat de mai multe subprograme. Realizarea unei probleme prin descompunerea ei în subprobleme mai simple, care conduc la elaborarea de algoritmi ce reprezintă soluții ale problemei inițiale. Reducerea numărului de erori care pot apărea la scrierea programelor și depistarea cu ușurință a acestora. Clasificarea subprogramelor. Aceste subprograme pot fi clasificate în predefinite, în sensul că prototipul acestora se regăsește în bibliotecile limbajului de programare, și definite de către utilizator. Ne interesează mai mult aceasta a doua categorie, cele definite de utilizator. Dar ne aducem aminte că în bibliotecile limbajului de programare putem să regăsim funcția ABS, care returnează modulul numărului X. De asemenea, regăsim funcția SQRT, care returnează rădăcina pătrată a numărului X. Funcția PAU de XY calculează X la puterea Y, funcția sale de x care ne furnizează cel mai mic număr întreg mai mare sau egal cu numărul x. De asemenea, funcția flor, cel mai mare număr întreg mai mic sau egal cu numărul x. Pentru orice subprogram definit există un modul declarativ care conține definiția subprogramului. Declararea unui subprogram conține indicații despre cum se apelează și se utilizează subprogramul. De asemenea, acesta conține indicații pentru prelucrările ce urmează să se realizeze în cadrul programului principal sau modulului apelant. Modulul apelant conține elementele pentru execuția prelucrărilor pentru care este conceput subprogramul respectiv. Structura unui subprogram, structura unei funcții, este compusă dintr-un antet și un corp și vom explica pe rând ce conțin aceste două elemente. Antetul subprogramului. În limbajele de programare CC++, structura unui antet este compus din tip rezultat nume, respectiv o listă de parametri. Vă rog să observați, pentru Limbajul de programare CC, respectiv, avem tip rezultat, numele pe care noi îl atribuim sub subprogramului respectiv, urmat de o listă de parametri. Este utilizat atunci când subprogramul returnează prin nume, atenție, un rezultat care are tipul tip rezultat precizat în antet. Un astfel de subprogram este de tip funcție. Observație, tip rezultat poate să fie înlocuit cu cuvântul cheie void. Am putea să-l traducem prin niciun rezultat. De asemenea, putem întâlni și o astfel de definiție, un astfel de antet. Void nume urma de listă de parametri este utilizat atunci când returnarea rezultatului se face prin intermediul parametrilor, variabilelor globale sau atunci când subprogramul afișează rezultatele operațiilor realizate. Un astfel de subprogram va fi de tip procedură. Deci am discutat despre funcție, respectiv despre procedură. Discutăm despre această formă, o funcție, da, cum putem să reprezentăm în limbajul C respectiv C, un astfel de subprogram. Tip rezultat reprezintă tipul rezultatului prelucrării efectuate de subprogram. Nume reprezintă numele subprogramului. Atenție, în momentul în care definim un subprogram, numele acestuia trebuie să fie foarte aproape de ceea ce își propune subprogramul să realizeze. Lista de parametri va fi compusă dintr-o înșiruire de parametri, parametru 1, parametru 2, parametru respectiv 3 și așa mai departe. Și acești parametri au un rol foarte important deoarece precizează valorile pentru care se efectuează prelucrarea și sau furnizează modulului apelant rezultatele prelucrării. Spațiul de memorare pentru acești parametri va fi segmentul de stivă. Ei se comportă asemenea variabilelor locale declarate în corpul subprogramului. Fiecare parametru prin care se transmite sub programului o valoare pentru a fi prelucrată trebuie să ai fie de forma tip, adică tip rezultat, tip valoare, tip valoare, nume parametru și nume parametru. Fiecare parametru prin care subprogramul furnizează rezultatele prelucrării are forma tip end nume parametru pentru limbajul de programare C++, respectiv tip steluță nume parametru pentru limbajul de programare C+. Ca și exemple de scriere pentru antetul unui subprogram în limbajul C, respectiv limbajul de programare C++, am putea să uh, precizăm int cifre de int n, unde int reprezintă tipul rezultatului întors și acest int n este parametru corespunzător subprogramului cu numele cifre. Un alt exemplu ar fi int interval de float a float b, respectiv int f de int n pentru acest subprogram, int interval de float a float b, subprogramul interval, acesta este numele, va avea doi parametri, respectiv a și b, care au tipul de date float și returnează un rezultat de tipul de date int. Observăm, acești parametri sunt de tipul float, iar rezultatul returnat este de tipul int. Corpul subprogramului va fi detaliat între acolade și începe cu declararea variabilelor locale ale subprogramului conține declarații de variabile locale, instrucțiuni. Conține de asemenea o instrucțiune care returnează rezultatul prelucrării efectuate de către subprogram. Aceasta va fi de tipul return expresie. Această instrucțiune va fi obligatorie în corpul unui subprogram de tip funcție. Ceea ce este important, executarea subprogramului se termină la întâlnirea instrucțiunii return expresie. Corpul subprogramului. În corpul subprogramului putem să declarăm propriile variabile. Acestea pot fi utilizate doar în cadrul subprogramului. Aceste variabile se numesc și variabile locale. Ele se declară în corp înainte de utilizare și sunt vizibile doar la nivelul subprogramului sau al blocului care le conține declararea. Memoria alocată variabilor locale va fi în segmentul de stivă și se eliberează atunci când se dezalocă la finalul executării subprogramului, respectiv a blocului, care le conține declararea. Avem un prim exemplu, testul de antrenament 3, subiectul 3.1. Sub programul factori are doi parametri N și M, prin care primește câte un număr natural din intervalul 1-10 la 9. Sub programul returnează numărul valorilor prime, care se regăsesc atât în descompunerea în factor prime ai lui N, cât și în descompunerea în factor prime ai lui M. De exemplu, dacă N egal cu 750 și M egal cu 490, atunci descompus în factor prim 750 va fi egal cu 2 ori 3 înmulțit cu 5 la puterea a 3, respectiv 490, 2 ori 5 înmulțit cu 7 la 2. În acest context observăm că factorii primi corespunzători existenți în N respectiv în M vor fi 2 și 5, deci număr de 2. Numele subprogramului identificat din text este factori. Parametrii transmiși prin valoare identificați de asemenea din text N, M. Tipul parametrilor int. Tipul rezultatului întors de funcție va fi tot int. Să vedem o scurtă propunere de rezolvare. Identificăm numele subprogramului, factori. Identificăm parametrii transmiși prin valoare N și M, care observați, sunt despărțiți prin virgulă. Variabilele N, R, D, E, X, N, e, X, M, care sunt variabile locale. În variabila N, R, vom calcula numărul de valori solicitate. D reprezintă un posibil divizor, prim, atât pentru N cât și pentru M. Putem să începem printr-o instrucțiune repetitivă în care, de fiecare dată când Reintrăm în această instrucțiune, încercăm să vedem dacă D este posibil divizor prim atât pentru N cât și pentru M. Inițializăm AXP N cu 0, de asemenea EXPM cu 0 și vedem la finalul instrucțiunii repetitive while respectiv la finalul instrucțiunii repetitive while pentru m, dacă acestea sunt diferite de 0. Adică dacă d a fost divizor atât pentru uh, n cât și pentru m. În contextul în care cele două valori sunt diferite de 0, atunci vom incrementa cu o unitate valoarea variabilei nr. Înainte să ieșim din instrucțiunea repetitivă, oil vedem cum setăm următoarea valoare a lui D. În cazul în care D este egal cu 2, următoarea valoare va fi 3, iar dacă D este un alt număr, acesta va trebui să fie impar și atunci creșterea se face cu câte două unități. Vă rog să observați foarte important acest return R. Este întoarcerea rezultatului prin intermediul variabilei locale NR. Mergem mai departe și discutăm despre modulul apelant. Modulul apelant conține elemente pentru apelul subprogramelor definite în modulul declarativ. Prin apelarea unui subprogram, acesta va aplica prelucrările definite în modulul declarativ specifice valorilor pentru care este apelat. Subprogramele de tip funcție pot fi apelate în cadrul unei expresii Astfel, variabilă egal expresie. Aceasta trebuie să conțină neapărat operandul nume și lista de parametri efectivi. De exemplu, pentru programul anterior, x egal cu x înmulțit cu 221 plus factor de 750... 490 între cele două paranteze. Sau pot scrie Y egal cu factor de A, B. Sau în cadrul unei expresii am putea să apelăm acest subprogram. C out mai mic mai mic factor de 750 490. Se observă că la apel parametrii efectivi pot fi valori, variabile sau expresii ale căror tip este compatibil cu tipul parametrilor formali corespunzători. Discutăm acum despre subprograme de tip procedură, tip void. Void, nume, listă de parametri. Se utilizează atunci când cerința este ca sub programul să afișeze rezultatele prelucrărilor realizate sau ca rezultatele prelucrărilor să fie furnizate prin intermediul unor parametri. Subprograme care afișează rezultatele prelucrărilor, aceste subprograme conțin în corpul lor instrucțiuni de afișare ale rezultatelor prelucrărilor. De exemplu, testul de antrenament 14, subiectul 3.1, care ne propune următoarea cerință. Două numere A și B cu A mai mic decât B sunt numite divizor a unui număr natural N dacă a înmulțit cu b este egal cu n. Subprogramul programul perechi are un singur parametru n prin care primește un număr natural n cuprins în intervalul închis 2 10 la 9 și afișează pe ecran toate perechile distincte de numere naturale cu paritate diferită cu proprietatea că sunt divizori perechi ai lui n. Fiecare pereche este afișată încadrată între paranteze drepte, numerele din pereche fiind afișate în ordine strict crescătoare. Separate prin cât un spațiu, iar dacă nu există astfel de perechi, se afișează pe ecran mesajul nu există. Scrieți definiția completă a programului și avem și un exemplu. Pentru n egal cu 12, atunci pe ecran ar trebui să avem afișat 1, 12 între paranteze drepte, urmat de 3, 4 între paranteze drepte. Cei doi sunt divizori ai numărului 12, sunt și pereche și sunt de paritate diferită. Pentru n egal cu 9 se afișează pe ecran, mesajul nu există, nu găsim un o astfel de reprezentare a numărului n prin un, un a și b cu a diferit de b, astfel încât a orbe să fie egal cu n. Vă propunem următoarea rezolvare void perec numele sub programului parametru n folosim niște variabile locale variabila i, variabila j, respectiv această variabilă găsit care a ieșit în valoarea 0 inițial. Variabila găsit ne va ajuta să identificăm situația în cazul în care trebuie să afișăm mesajul nu există. Vom vedea că dacă nu reușim să facem nicio afișare, la un moment dat această variabilă găsit rămâne cu valoarea 0 stabilită inițial. Urmează să identificăm toți divizorii posibili până în radical din n a numărului nostru, în cazul în care i Chiar este divizor pentru N, identificăm perechea acestuia J ca fiind N/I. În cazul în care I și J sunt de paritate diferită, așa cum ne solicită subprogramul, va trebui să facem afișarea conform cerințelor, adică paranteză dreaptă, se afișează valoarea variabilei I, se afișează un spațiu, valoarea variabilei J se afișează iarăși paranteză dreaptă și spațiu. De asemenea, se setează variabila găsit la valoarea 1. Deci în momentul în care se afișează cel puțin o astfel de pereche găsit va valo lua valoarea 1. La finalul acestei instrucțiuni repetitive, for dacă găsit a rămas cu valoarea 0, deci nu am făcut nicio afișare, atunci sub programul perech afișează mesajul Nu există. Modulul apelant. Apelul sub programului de tip procedură se realizează astfel. Nume, listă de parametri efectiv transmis prin valoare. De exemplu, perechi de 12 sau perechi de X. Subprograme care furnizează rezultatul prelucrărilor prin intermediul unor parametri. În limbajul C++, respectiv limbajul de programare și rezultatele prelucrărilor pot fi furnizate prin intermediul unor parametri, având loc o transmitere prin referință. La apel, parametrii efectivi vor fi referințe la variabile. În limbajul C++, în antetul subprogramului, numele fiecărui parametru formal prin care subprogramul furnizează un rezultat este precedat de operatorul AND, de referențiere. În limbajul de programare C, în antetul subprogramului, numele fiecărui parametru formal prin care subprogramul furnizează un rezultat este precedat de operatorul steluță de de referențiere. Vă propunem ca și exemplu testul 18 de antrenament, subiectul 3.1. Subprogramul suma are doi parametri, N, prin care primește un număr natural din intervalul închis 0 -10 la 9, S, prin care furnizează Suma cifrelor pare distincte din scrierea acestuia. Scrieți definiția completă asupra programului. De exemplu, dacă n egal cu acea valoare 6, 7, 6, 3, 8, 8, 2, 5, după apeles va fi egal cu 16. deoarece cifrele pare distincte din componența acestui număr vor fi 2, 6, respectiv 8. Dacă e în egal cu 15, după apel, S va avea valoarea 0. În limbajul de programare C++, antetul sub programului este următorul. Void suma și parametrii specificați vor fi int n, int and s. S va fi parametru prin care se furnizează rezultatul. Atenție, este precedat de operatorul end. În limbajul de programare C, subprogramul va avea următorul antet, void suma de int n și int steluță S, deoarece S este parametrul prin care se furnizează rezultatul, precedat de operatorul steluț. Vă propunem o rezolvare în limbajul de programare C++. Numele subprogramului va fi suma, parametrii sunt cei specificați anterior, variabile locale folosite, variabila I, variabila copie și variabila găsit. S se inițializează cu 0 și apoi vom parcurge toate cifrele pare până la finalizarea acestora, până când I va ajunge să aibă valoarea 8 inclusiv. Se face o copie a valorii lui n, se folosește variabila găsit și se preia și preia valoarea 0, în cazul în care se găsește o astfel de cifră pară în componența, este vorba de cifra i cifra I pară se găsește în componența copiei, atunci se iese din instrucțiunea Y. Deci, dacă ultima cifră a acestei variabile copie este chiar egală cu I, atunci aceasta va fi introdusă în sumă și găsit ea valoarea 1. Folosim această variabilă găsit pentru a ne ajuta să ieșim în momentul în care am găsit cifra respectivă din această instrucțiune Y. Copie ia valoarea copie slash 10 pentru a reduce numărul și a obține un copie numărul fără ultima cifră. Observați că transmiterea valorii se face prin acest parametru către modulul apelant. Parametrul care furnizează rezultatul solicitat este S și rezultatul prelucrărilor se memorează în parametru care furnizează rezultatul, adică tot în S. Rezolvarea corespunzătoare limbajului de programare C, numele subprogramului va fi SUMA, parametrii folosiți N respectiv S, atenție la acest operator de dereferențiere, se folosește variabila locală I, variabila copie, variabila găsit și de asemenea se urmează exact același procedeu ca și pentru limbajul de programare C. Care ar fi diferența? Diferența ar fi că vă rog să observați această formă de scriere pentru atribuire. De asemenea, această formă de scriere pentru atribuire și pentru calculul final al variabilei, valorii variabilei S. Mergem mai departe și discutăm despre apel. La apel, în limbajul de programare C, respectiv C++, parametrul actual corespunzător parametrului formal care furnizează rezultatul nu poate să fie o expresie. În C, el ar trebui să fie adresa unei variabile și observați semnul AND, iar în C++ va fi o variabilă. Vă propunem un nou subiect spre rezolvare din Bacalaureat 2020. Este vorba de realizarea unui subprogram, denumit multiplu, cu un singur parametru N, prin care primește un număr natural cuprins în intervalul închis 1, 10 la 4. Subprogramul returnează cel mai mic multiplu nenul al lui n cu proprietatea că este pătrat perfect. Scrieți definiția completă a subprogramului. În momentul în care, pre exemplu, n egal cu 72 sau n egal cu 144, subprogramul returnează numărul 144 care este pătrat perfect. 12 la pătrat este egal cu 144. Pentru rezolvare, observăm că numele subprogramului va fi multiplu. Observăm că tipul rezultatului întors de subprogram va fi int. Și de asemenea, parametrul utilizat în cadrul subprogramului va fi n. Observați acest subprogram, va fi apreciat cu 10 puncte la bacalaureat. Vă propunem spre rezolvare problema anterioară. Observăm că numele subprogramului va fi multiplu, tipul rezultatului întors de subprogram va fi int și tipul parametrului n va fi tot int. În acest context, folosim variabilele locale i, variabila care, care primește spre inițializare valoarea 1, variabila găsit care primește spre inițializare valoarea 0 și variabila M. Ne propunem să-i găsim acel multiplu, multiplul lui N, multiplu care să fie pătra perfect. Ca să verificăm că un număr M multiplu al lui N este pătra perfect, vom folosi în cadrul acestui subprogram funcția predefinită SQRT. Ca să verificăm dacă M este o variabilă din acesta care conține o valoare pătra perfect, atunci în această instrucțiune condițională IF Vom aplica SQRTDM egal cu int de SQRTDM. Folosim biblioteca SIMES pentru um, această funcție SQRT. Dacă am găsit un astfel de divizor, atunci variabila găsit va lua valoarea 1. În cazul în care nu s-a găsit un astfel de divizor, atunci IU se incrementează cu o unitate și se revine în această instrucțiune repetitivă while. În cazul în care S-a găsit această valoare, deci găsit are valoarea 1, se returnează rezultatul prin intermediul acestei variabile m. Aceasta a fost propunerea noastră pentru lecția de informatică de astăzi. Am discutat despre subprograme implementate în limbajele de programare C, respectiv limbajul de programare C. Vă doresc succes la examen și să obțineți rezultatele pe care vi le doriți. Este în regulă să sărbătorim succesul, dar este mai important să învățăm lecțiile eșecurilor. Ne îndemna Bill Gates, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii din domeniul IT la nivel mondial. Sper că lecțiile noastre vă inspiră să studiați și să deveniți creativi. Cred că ajunge pentru astăzi. Nu uitați, suporturile de curs ale lecțiilor le găsiți pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR. Dacă vreți să revedeți emisiunile, acestea sunt disponibile online pe site-urile tvr.ro și pe TVR+ rămâneți sănătoși și să aveți spor la studiat!